I'm ok. Domnul ambasador, poftiți aici, alături. Пожалуйста, присаживайтесь. Domnul Șarov nu vine aici? Nu? Ok, toată lumea e gata. Bună ziua! Vreau să salut toată lumea și să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre și să-l salut cu căldură pe domnul Andrew Baker, rabinul Andrew Baker, specialist de excepție în problemele toleranței și a educației pentru pace și a luptei împotriva antisemitismului. Mă bucur de prezența dânsului repetată în Republica Moldova și de întâlnirea cu domnia sa, pentru că avem posibilitatea să discutăm în continuare despre realizările țării noastre în ceea ce privește implementarea planului de acțiune aprobat după declarația Parlamentului Republicii Moldova privind acceptarea raportului Eli Wiesel. Pentru noi contează foarte mult experiența rabinului Baker și noi contăm și mai departe pe această experiență a dânsului în foarte multe țări europene, în Germania, în Lituania, în Slovacia, în Cehia, cât privește modalitățile de combatere a antisemitismului și mai ales însușirea lecțiilor privind Holocaustul. Republica Moldova a fost întotdeauna parte a comunității care a venit să contribuie la însușirea lecțiilor Holocaustului și acest lucru, fără îndoială, nu putea să nu se reflecte în cursul național de istorie a românilor și universală și în obiectul care se numește educația civică, care conțin de mai mult timp, adică curicula care a funcționat din anul 2010 până în 2017, module care înseamnă învățarea celui de-al doilea, teme privind învățarea celui de-al doilea război mondial și mai ales capitolele care țin de crime împotriva umanității. De asemenea, în acest curs am avut până acum și avem și în continuare capitolul care se numesc România, Basarabia și Transnistria între anii 1941-44, specificul Holocaustului în acest spațiu. De asemenea, în ciclu curricular al educației civice, obiect obligatoriu de asemenea în sistemul de educație din Republica Moldova, am avut câteva module care și ele atrăgeau o atenție deosebită Holocaustului și este vorba aici despre multiculturalitate și interculturalitate, dialog intercultural. Și de asemenea, în contextul educației civice, nevoie de toleranță în societate. Cu toate acestea, aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea raportului Eli Wiesel a fost un impuls suplimentar pentru ca să contribuim mai mult la însușirea lecțiilor Holocaustului și în acest sens vreau să vă comunic despre două direcții ale activității Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în acest sens. Este vorba de revizuirea spațiilor curriculare începând cu anul 2017, când în baza acestui plan de acțiuni și a deciziei Parlamentului, urmează să, în august 2017, conform acestui plan de acțiuni, am inclus în reperele metodologice de organizare a procesului educațional la disciplina școlară Istoria Românilor și Universală pentru anul de studii 2017-2018, prin urmare a anului curent, a aspectelor privind aplicarea surselor istorice în implementarea curriculumului cu referire la studierea Holocaustului, inclusiv a raportului final al
Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, raportul Elie Wiesel. Adică, din 2017 august, noi avem obligatoriu introdus ca și sursă de studiere a Holocaustului, raportul Elie Wiesel, pentru toți profesorii care predau istoria în ciclul gimnazial și liceal, și acest lucru ni se pare foarte important. De asemenea, din decembrie 2017 a început să funcționeze grupul de lucru format din reprezentanți ai mediului academic, experți în istorie, muzeografi și cadre didactice, care se vor ocupa de analiza curriculumului și a manualelor școlare la istoria românilor și universale, cu referire la studierea subiectului al doilea război mondial, crime împotriva umanității. Revizuirea curriculumului înseamnă completarea, în primul rând, a acestui capitol, cu informație suplimentară, foarte importantă, decursă în primul rând din raportul Elie Wiesel, dar și din alte surse necesare, pentru aceea ca acest capitol din istoria românilor și universală, care se predă în Republica Moldova, să fie unul exhaustiv și inteligibil și comprehensiv pentru toți elevii de ciclu gimnazial și liceal. De asemenea, suntem într-un fel mândri pentru faptul că am reușit pentru al treilea an, în ianuarie 2018, să desfășurăm Săptămâna Memoriei, un eveniment de talie națională care vine să sensibilizeze elevii claselor 9-12, deci clase gimnaziale și clase liceale, care vin să însușească lecțiile Holocaustului. În această Săptămână a Memoriei se realizează o sumedenie de activități, de concursuri, de jocuri intelectuale, de comemorări a victimilor Holocaustului și acest lucru, devenind tradițional, va fi suplimentat de efortul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și de organele locale de specialitate din domeniul învățământului, care vor contribui ca această săptămână să devină tradițională. De asemenea, în martie-mai 2018 am realizat în prima ediție concursul național Holocaust, istorie și lecții de viață. Acest concurs, care a adunat în jurul său 41 de elevi din 20 de raioane ale Republicii Moldova, a însemnat un concurs de esee, dar și de desene, dedicat Holocaustului, care a avut o priză extraordinară la tinerii din Republica Moldova și noi vom continua în acest sens. Un alt compartiment important al activității noastre a fost activitatea de formare a profesorilor de istorie din Republica Moldova în sensul predării lecțiilor Holocaustului. Și vreau să spun că începând din ianuarie 2017 până în prezent, am avut cel puțin 4 sesiuni de pregătire ale circa 200 de profesori de istorie din Republica Moldova, care au participat la traininguri organizate de Centrul Yad Vashem, de Institutul Evreiesc de Istorie, de Congresul Evreiesc Euroasiatic și de alte entități responsabile de lecțiile Holocaustului, astfel încât că profesorii noștri de istorie participanți și-au creat abilități și-au acumulat cunoștințe suplimentare pentru predarea lecțiilor și însușirea lecțiilor Holocaustului de către elevii din Republica Moldova. Noi contăm și mai departe, și îmi cer scuze că n-am salutat de la început prezența excelenței sale, domnului ambasador John Scanlan, ambasadorul și reprezentantul OSCE în Republica Moldova, pe misiunea OSCE, dar și pe alți parteneri de dezvoltare în suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, privind formarea profesorilor de istorie în sensul predării lecțiilor Holocaustului în continuare. Și nu în ultimul rând, am comunicat cu
Rabbi Becker, vis-a-vis de deschiderea Muzeului de Istorie a Evreilor din Republica Moldova, pentru care s-au întrunit deja nu odată Comisia de Colecții și Muzee din Republica Moldova, ultima decizie fiind cea din mai 2018, care a delegat un reprezentant în grupul de lucru guvernamental legat de acest aspect. Avem o comunicare, sper să avem o comunicare mai bună cu Consiliul Municipal Chișinău, care din vari motive, dar mai ales cele legate de alegerile la nivel de primărie, a cam întârziat culoarea deciziei privind transferul edificiului bibliotecii Itzik Manger, bibliotecii evreiești Itzik Manger de pe strada Eugen Doga, din proprietate municipală în proprietatea statului, și adică în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, pentru a organiza acest muzeu în locația care păstrează mai multe exemplare de carte rară legată de istoria evreilor din Republica Moldova, dar și alte mostre și studii legate de acest muzeu pe care vrem să îl înființăm. În orice caz, întâlnirea cu Rabbi Becker este încă o dată un prilej fericit pentru a ne reîmprospăta intențiile noastre, și așa foarte serioase, de a contribui și a participa la mișcarea universală de combatere a urmărilor Holocaustului, de propagare a culturii toleranței și a păcii și de însușire a acestei catastrofe mondiale care s-a produs în perioada celui de-al doilea război mondial. Vă mulțumesc, stimate domnule Becker, cu această ocazie pentru vizita dumneavoastră în Republica Moldova. Minister Babak, it's my thanks and appreciation to you for this opportunity to be with you this morning and also to be able to share with others some of what we discussed. Doamna Buc, este de fapt plăcerea mea și mare apreciere pentru întrevederea pe care am avut-o azi dimineață și de asemenea pentru posibilitatea de a împărtăși ceea ce am discutat. As you know, I was here last year in February. It was a very short time after Parliament adopted this action plan. So it was a way to understand what was being laid out, what was being expected. But now it's an opportunity to see what's happened. Anul trecut, când am efectuat vizita în Moldova, a fost în luna februarie, la scurt timp după ce Parlamentul a adoptat planul de acțiune în legătură cu raportul, și atunci a fost momentul să înțeleg care erau planurile, ce se aștepta. Acum este momentul să văd ce s-a întâmplat, ce s-a realizat. And of course, since then, now it's a chance to see how both in the area of education and in the area within the Ministry of Culture, when we speak of projects such as this museum, how much progress really has been made and how much of it sits directly with you. Și acum am ocazia să văd progresele realizate atât pe segmentul educației, dar și pe segmentul culturii, dacă vorbim de proiectele care se referă la proiectul cu deschiderea muzeului despre care ați vorbit, și progresele care au fost realizate sunt într-adevăr remarcabile și o mare parte acestora se datorează personal dumneavoastră. You know, in the world today, it's not uncommon that we see, well, we've adopted a plan, we'll file it away, and then we'll move on to something else. În lumea de astăzi nu este ceva neobișnuit să vezi adoptarea unui plan care după o perioadă se dă deoparte și mergem cu alte chestii. But the real hard work, the real challenge is to implement what's been laid out, what's been proposed. Pentru că mereu provocarea cea mai mare este implementarea acelor planuri sau acțiuni care se propun. And frankly, that's why it's so heartening to have this discussion with you this morning, because we can see the very practical steps that are being taken now. Și de aceea a fost foarte, foarte așa o călduroasă ocazie pentru sufletul meu să avem această discuție astăzi dimineață, să văd cât de mult putem să avansăm pe proiectele. We know how important education is, particularly as a younger generation grows up without any first-hand knowledge of what was here, of both the horrific events that took place during the Holocaust, but the long history of Jewish life and culture in this land.
Și, de exemplu, dacă vorbim despre aspectele practice, este foarte important intervențiile pe segmentul educației, pentru că tânăra generație nu prea are ocazia să aibă acces la cunoștințe de primă sursă, nu doar la despre evenimentele teribile care au avut loc în perioada Holocaustului, dar de asemenea despre cealaltă perioadă, perioada vieții evreilor de aici. So we see the work that's being done not only in creating the proper curricula, but in training the teachers who are going to be really required to teach these courses. Și mă bucur foarte mult să văd că se întreprind măsuri practice nu doar în ajustarea și modificarea curriculumului, dar de asemenea și în formarea cadrelor didactice care vor trebui să predea acel curriculum. So the fact you already have 200 teachers that have been trained for this is a very real achievement. Și faptul că sunt deja 200 de profesori care au fost instruiți pe acest segment este într-adevăr o realizare semnificativă. And we know too what a valuable institution, a museum that presents this history of Jewish life in Moldova as well as the sad chapter of the Holocaust, what a valuable resource that can become. Și noi ne dăm foarte bine seama cât de valoroasă poate deveni o resursă, cum este un muzeu, în care se demonstrează vestigiile vieții evreilor din acest teritoriu, cu capitolul trist care se referă și la Holocaust. And of course, I certainly agree with you that an excellent location for this museum is in the site of the current Jewish library in an area that was historically part of the Jewish neighborhood of Chișinău, and then, in fact, today is opposite the Jewish community center. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră referitor la localizarea excelentă a acestui muzeu, care va fi amplasat în incinta bibliotecii evreiești și care, de fapt, are o conotație istorică, pentru că cândva în acea zonă a existat cartierul evreiesc și, de asemenea, cândva astăzi totuși este amplasat centrul de activitate evreiască. And of course, I know you're aware that you have ready partners to work with you in this project. Și eu știu că dumneavoastră cunoașteți că la implementarea acestui proiect aveți parteneri. There are already some very good examples of museums of Jewish history, Jewish life in other countries whose creators, whose directors would be more than willing to assist in this project. Deja sunt foarte bune exemple de muzee deschise despre viața și istoria evreilor deschise în diferite țări, iar cei care au contribuit la deschiderea acelor muzee, directori acestor muzee, sunt gata să împărtășească experiența și să contribuie și ei la implementarea proiectului aici. I know you've spoken with the museums in Israel on your visit there. There's certainly in the United States the U.S. Holocaust Memorial Museum that stands ready. There are museums that have been developed in other European capitals, in Warsaw, in Berlin, that offer good examples. Și eu cunosc că dumneavoastră ați discutat deja cu directorii muzeelor, de exemplu din Israel, în timpul vizitei pe care ați efectuat-o acolo. Muzeul Statelor Unite cu privire la comemorarea Holocaustului, de asemenea, vă stă la dispoziție, dar și muzeele care au fost deschise în diferite capitale europene, cum ar fi Varșovia și Berlin, de asemenea, ar putea reprezenta o resursă valoroasă pentru implementarea proiectului de deschiderea muzeului aici. And in very recent years, we have now an example of the development of a museum of Jewish history and history of the Holocaust being built in Bucharest, in neighboring Romania. Și în mai recent am avut exemplu deschiderii muzeului despre viața evreilor și istoria Holocaustului, care a fost deschis nu de mult în România, în București. And a rather recent museum, a very powerful and exciting exhibition opened not long ago in Moscow, a museum of Jewish history and tolerance that also would serve as an excellent model for a museum here. Și un alt muzeu deschis recent este o expoziție foarte puternică referitor la viața și istoria
Holocaustului, dar și promovarea toleranței a fost deschis la Moscova, care de asemenea poate fi un bun model pentru muzeul care urmează să fie deschis aici. So I would really look forward to helping in bring these institutions together to offer support, because as you have said today, as you've laid out in writing to the leader of the Jewish community here, you have made a commitment now to move forward with this project. Și eu vă stau la dispoziție ca să ajut ca toate aceste instituții, toate aceste muzee deja existente să contribuie și ele la crearea, deschiderea muzeului aici, inclusiv datorită și angajamentului pe care dumneavoastră l-ați asumat și l-ați exprimat atunci în scris când ați adresat scrisoarea șefului comunității evreiești. I'm also grateful in making this visit here today that I can count on the support, really enthusiastic help of my OSC colleague, the mission to Moldova here, and Ambassador Scanlon, that makes such a visit, such an opportunity, so easy, really so successful for me. It highlights the importance of the OSCE and its mission here in Moldova. Și de asemenea vreau să exprim recunoștința și colegilor mei de la echipa misiunii SCE de aici pentru tot sprijinul lor oferit inclusiv ambasadorului Scanlon pentru că au organizat toată vizita mea în care a fost în Turcia. And as you know, I come back after last year, but I am the personal representative of the OSC chairperson in office. This year is the foreign minister of Italy. I'm fortunate that joining me on this visit is Councillor Maggiore from the Italian Foreign Ministry. His presence underscores the importance that the OSC chairmanship places in this topic on these issues. Am fost aici și în vizită și anul trecut, însă anul acesta sunt reprezentantul personal al președinției în exercițiu al OSCE, care este Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, și am marele noroc să fiu însoțit în această vizită de colegul de la Ministerul Italian de Externe, consilierul major, ceea ce este un semn, subliniază importanța pe care o atribuie președinția OSCE acestor. So in late January, as you were implementing through the various programs here, the commemoration of that Holocaust Memorial Day, some of us were gathering in Rome for a conference that the OSC chair highlighted as the beginning event of its chairmanship focused on the need, on the ways in which one can combat anti-Semitism. Dumneavoastră ați menționat că în luna ianuarie ați organizat, la sfârșitul lunii ianuarie, ați organizat săptămâna de comemorare a acestor evenimente triste, în același timp prin diferite programe și evenimente. În același timp, unii dintre noi s-au adunat în Roma la conferința organizată de președinția OSCE, care a fost un eveniment de deschidere a președinției sale, care s-a axat pe modalități și căi de a combate antisemitism. And of course, so much of that work centers on the issue of education. So it really comes again to your ministry, but I know it comes as well to you personally of the commitment you have to see that this becomes a part of Moldovan life, culture, and education, an integral element that would stand as an example, I think, for other countries to emulate. Și iarăși toată activitatea asta, miezul toate aceste activități este educația. Cât de importantă este educația și respectiv revenim iarăși la dumneavoastră, la ministerul pe care vă conduceți, dar cred că de asemenea și la dumneavoastră personal, deoarece angajamentul dumneavoastră a contribuit foarte mult la promovarea și demonstrarea acestei părți a vieții, culturii, educației Moldovei. Și eu cred că Moldova poate deveni un bun exemplu în acest sens. So once again, thank you. Thank you, Vlad.
Și noi vă mulțumim împreună cu Rabbi Baker, expertul extraordinar și reprezentantul personal al președintelui în exercițiu al OSCE, pentru activitățile de însușire a lecțiilor Holocaustului și lupta cu antisemitismul, pentru vizita dânsului în Republica Moldova și pentru colaborarea noastră exemplară, inclusiv și cu misiunea OSCE la Chișinău. Și credem că această colaborare va avea o bună dezvoltare în continuare și rezultatele scontate pe care ni le dorim. Sentimentul de toleranță și de respect pentru reprezentanții tuturor naționalităților conlocuitoare în Republica Moldova și mai ales însușirea unor tragice și dramatice lecții ale celui de-al doilea război mondial, în particular ale catastrofii Holocaustului, care, iată, în Republica Moldova cunosc o atitudine specială după aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova privind acceptarea raportului Elie Wiesel. Vă mulțumesc, Rabbi, și dumneavoastră și dumneavoastră, domnule ambasador. Mulțumim pentru atenție. Nu în cadrul acestui proiect care ține de muzeu, dar noi ne îngrijim ca și istorici de memoria evreilor de la noi. Cimitirul este în subordinea autorităților municipale și ori de câte ori am avut posibilitatea să discutăm la acest capitol, inclusiv cu reprezentanții comunității evreiești, dar mai ales cu cei ai reprezentanții autorităților publice locale din Chișinău, am atenționat asupra necesității păstrării acestui monument, în fond, istoric al vieții evreilor de la noi și am avut asigurări de că acest lucru se va întâmpla. Sperăm că acum, după ce s-au epuizat mai multe confruntări politice și lucrurile s-au stabilizat, să avem o comunicare mai bună decât am avut-o până acum cu autoritățile Chișinăului și vom ține în vizor inclusiv și această problemă legată de vechiul cimitir evreiesc. Vă mulțumesc! As I said, in Moscow you have, it's a museum well beyond just about the Holocaust, but really about the long history of Jewish life. Am menționat deja muzeul din Moscova, care este de fapt un muzeu mai degrabă nu doar despre Holocaust, dar despre viața evreilor pe o perioadă mai îndelungată. You have a significant museum focused on the history of the Holocaust in Budapest, in Hungary, that was opened I think about 18 years ago. Este un muzeu care un muzeu destul de mare care reflectă istoria Holocaustului în Budapesta, în Ungaria, care a fost deschis vreo 18 ani. You have a small museum that recounts the history in Vilnius in Lithuania. Mai este un muzeu mai micuț care iarăși se axează pe istoria evreilor în Vilnius. You have some memorials with some similar exhibitions also in Latvia. Sunt și niște centre memoriale cu anumite expoziții în Letonia. You have rather recently a quite elaborate museum that opened in Warsaw, Poland, a history of Jewish life in Poland known as Polin, the name of this museum. Mai recent a fost în Varșovia deschis un muzeu despre viața evreilor din Polonia, care se numește Polin. There was a museum focused on the history of the Holocaust that opened, I think, 2 years ago in Slovakia. Un muzeu privind istoria Holocaustului deschis în Slovacia, cred că de 2 ani. And in these cases, they really are looking not only to tell the general story of the history of the Holocaust, but the particular aspects of what took place in those countries themselves. Și aceste muzee nu își propun să vorbească în plan general despre istoria Holocaustului, dar de asemenea despre evenimentele care s-au produs anume în acele țări. I'm not being exhaustive. There also there's Memorial de la Shoah, which is a major museum of the history of the Holocaust in France, in Paris.
Mai este, asta nu este o listă exhaustivă, mai sunt și alte muzee în Paris, există Muzeul Istoriei Holocaustului. There's a significant museum about the Holocaust that's part of the Imperial War Museum in London. Mai este și o parte dedicată istoriei Holocaustului în Muzeul Imperial din Londra. You know, I think it's a reflection now as I respond to your question to try to identify countries where there is no sort of museum that at least touches on this subject. But of course, it's become more of a challenge for countries that really have only had the freedom to think and develop these projects in the last 25 years. Aceasta a fost o provocare doar pentru acele țări care au avut libertatea de a gândi și a se gândi la ideea deschiderii unor astfel de muzee în ultimii 25 ani. Okay. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumim pentru atenție. Thank you.